Căutat tot mai insistent de actuala clasă politică de la Chișinău pentru a răspunde la întrebarea de ce trăim așa cum trăim, Vladimir Plahotniuc ar putea reveni în țară peste 3 săptămâni. Cel puțin asta a declarat avocatul ex-liderului Partidului Democrat, care, în numele clientului său, a cerut procuraturii anticorupție, unde astăzi fostul deputat urma să fie audiat într-un dosar penal intentat la sfârșitul lunii septembrie, ca acțiunile procesuale să fie amânate. În momentul când domnul Plahotniuc i-a fost expediată citația, deci nu se afla pe teritoriul Pulci Moldova, deci respectiv dumneavoastră solicită amânarea acțiunilor procesuale până va reveni pe teritoriul Pulci Moldova, cel puțin 3 săptămâni. Solicitat la finalul audierilor să ofere mai multe detalii despre dosarul în care Plahotniuc are calitate de bănuit, avocatul a refuzat acest lucru. Reșind din norma legală, deci merge vorba despre spălare de bani. Păi, dar nu pot să vă spun mai exact, fiindcă nici eu nu le cunosc aceste informații. Deci procurorul nu vi le-a spus. Deci noi avem o ordonanță de recunoaștere în calitate de bănuit, în care figurează niște întreprinderi. Alte informații noi nu deținem. Deci eu nu cunosc aceste întreprinderi. Aparțin domnul Plahotniuc, nu-i aparțin. Amintim că Procuratura Anticorupție a anunțat marți că îl citează pe Vladimir Plahotniuc având calitate de bănuit în săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor săvârșită în proporții deosebit de mari. Instituția l-a chemat pe ex-liderul PD prin intermediul Facebook-ului, motivul fiind că aceasta ar fi singura modalitate de a lua legătura cu el. Ori Vladimir Plahotniuc a părăsit Moldova la începutul lunii iunie, când blocul acum și Partidul Socialiștilor au preluat puterea, de atunci locul aflării acestuia fiind un adevărat mister.